În clipul de astăzi am să vă arăt cum finisăm această ușă. După cum vedeți, tot ce avem de făcut este să dăm jos vopseaua, să dăm jos ce este sub ea, bai, nu știu câte are, o stradă, două, trei de vopsele, vedem după. După care să o lăcuim, să o băițuim, să o ducem la lemn curat. Da? Haideți să vă arăt cum se face. Am început prin a îndepărta straturile vechi de vopsea cu o suflantă cu aer cald. Aceste suflante, eu asta am luat-o de la Lidl, era undeva la 50 de lei. Dacă nu găsiți, sunt sigur că la magazinele de profil sau și în idee de manu și în brico găsiți undeva și de la 100 de lei bucată. Deci, foarte simplu, ține suflanta undeva la 2-3 cm deasupra vopselei, pe care o să începe să se umfle ușor și o răzuiți cu o daltă, cu un spahtlu, din când în când o să vi se mai umple spahtlu de vopsea veche, îl curățați și continuați. Altă variantă mai bună, sincer, până în momentul de față nu am găsit. Dacă o să găsesc, fiți siguri că sunteți primii care o să aflați despre asta. După ce o să terminați de răzuit vopseaua, trecem la șmirgăluit. Începeți prima dată cu un disc abraziv de granulație mai mică, cum ar fi un 40, un 60, un 80, în funcție de suprafața pe care o aveți și materialul lemnos pe care lucrați. Bineînțeles, dacă e un material moale, cum ar fi bradul sau pinul, aveți mare grijă la canturi, colțuri și toate părțile cele rotunjite, deoarece le puteți lovi foarte ușor și se distrugeți ce a fost creat mai de mult cu multă muncă. După cum vedeți și unde avem liniile cele unde am intrat în colțuri, am încercat să intru doar cu colțul șlefuitorului orbital. Da? De aceea și folosesc un șlefuitor orbital, mie mi-e foarte ușor să intru în colțuri cu el. Dacă aveam unul cu bandă, trebuia să-mi fie frică să nu distrug suprafața. După ce am curățat-o la lemn curat, am șlefuit toată suprafața cu un disc abraziv fin de 150. Odată ce o să-și mirgăluiți cu un disc mai fin, toți porii care s-au ridicat, toate colțurile o să devină fin, iar aspectul o să fie mult mai plăcut și la atingere, mai ales când ajungeți la client și pune mâna pe ușa gata făcută, o să aibă un alt impact. Bineînțeles că în colțuri nu o să aveți cum să intrați mecanic, deoarece, cum v-am spus, o să le distrugeți, așa că trebuie să făcute la mână cu acei bureți pe care eu i-am mai prezentat. Sunt acei bureți abrazivi de la 120 până la 320. Toate colțurile, când aveți modele, când aveți locuri unde intrați mai greu, intrați cu acei bureți. Așa arată la crud, așa trebuie să iasă. Cine mai rămâne de făcut, îi să aplicăm acum acel mobil lac peste el și să ajungem la o nuanță la fel cum am făcut și aici prima dată. Haideți să-i dăm. Eu mi l-am diluat un pic cu apă, după care îl voi aplica la pensulă. Ce îmi place foarte mult la acest lac, el vine în varianta de transparent. Apoi, voi îl puteți pigmenta în ce nuanță vreți voi, folosind baițuri pe bază de apă. Deci este compatibil, fiind un lac acrilic, e și compatibil cu toate baițurile dizolvabile în apă. Așa că, eu am luat aici un baiț de stejar, mi l-am diluat în pahar alături de lac și am aplicat două mâini. Să vă spun sincer, a doua mână am dat-o numai pentru nuanță, chiar din prima mână am avut o protecție extraordinară. Deci efectiv simțeai la mână cum se întărește lacul pe ușă. Și așa arată la gata. Sper să vă placă, pigment, culoare. Acum voi îl faceți după cum vreți, haideți să vă arăt mai aproape. În stilul ăsta arăta înainte. Așa arată după. Oameni buni, sper să vă placă rezultatul. Mi-a luat undeva la 3 zile de lucru pentru ea. Materiale undeva la vreo 150 de lei, iar per total am obținut 1000 de lei pe această ușă, așa că a fost un profit de 850 de lei. Ne vedem în clipul următor.